sărbările orașului municipiului Rădăuț. Iată că după 2 ani de absență, pe scena din centrul orașului va fi din nou spectacol, va fi din nou promovarea tradițiilor, obiceiurilor și costumelor populare atât din țara noastră cât și din străinătate. Vor fi în oraș, de-a lungul celor 3 zile, evenimente sportive, lansări de carte, expoziții de pictură, competiții, așa cum s-a obișnuit în fiecare an, păstrând tradiția de a oferi diplome, în primul rând, tinerilor care au obținut nota 10, atât la evaluarea națională cât și la bacalaureat, apoi diplome pentru cei care, pentru cuplurile care au împlinit 50 de ani de căsătorie. Le invit alături de mine pe domnul primar Bogdan Loghin pentru a mâna diplomele, după care vom povesti mai departe de Festivalul Internațional de Folclor Arcanul. Domnule primar Bogdan Loghin, vă așteptăm! Mulțumesc, domnule director, dragi rădăuțeni, stimați invitați. Mă bucur că după 2 ani de zile ne regăsim în municipiul Rădăuț la un eveniment atât de așteptat și nu aș vrea să lungez deloc acest eveniment, invitând elevii care au obținut media 10 la evaluarea națională a lui Rădăuț, Elisabeta Filimon, de la Mihai Menescu, școala gimnazială. Să o aplaudăm, vă rog. Și Andrei Vicol, de la școala gimnazială Bogdan Rodă. Hai, Andrei. În continuare, trebuie să înmânăm diplomele pentru, și am o foarte mare plăcere, pentru cei care au trecut de 50 de ani de când sunt împreună. Îi invităm cu drag și le urăm mult succes în continuare și multă sănătate. Familia Diaconescu, Nicolae și Ileana. Rămâneți aici în dreapta, vă rog. Rămâneți acolo în dreapta. Georgescu, Adrian și Elena. Cojocar Petru și Lidia. Cojocar Petru și Lidia. Sandu, Aurel și Elena. Nechifor, Toader și Aurica. Thank you.
50. Georgescu Ion și Caterin. Iremescu, Silvestru și Rodica. Iremescu. Jacotă, Gheorghe și Ecaterina. Botezat Octavian și Elena. Costolache, Mihai și Aurora. Secrier Ion și Domnica. Urelar, Constantin și Aurora. Maierean, Constantin și Marieta. Nu este. Siretean, Gheorghe și Maria. Tot nu este din ce știu. Dar cine? Nica, Niculae și Virginia, vă rog. Melen, Ioan și Ana. Dar ce bine vă țineți, domnul! Ce
Roman, Mircea și Elena. Urban, Emil și Maria. Cozariuc, Ioan și Eugenie. Dan, Ioan și Elena. Popescu, Gheorghe și Ecaterina. Ștefănescu, Aurel și Viola, Paraschiva. Vițega, Ioan și Lidia. Olar, Mihai și Aurica. Siretan, Gheorghe și Aspazia. Juravle, Virgil și Aglaia. Costachi, Vasile și Clementa. Deci dacă vreau, nu nimeream atâtea lume. Cazac, Mircea și Rodica. Scântei, Petru și Livia. Breholski, Ștefan și Elisaveta. Maleș, Ioan și Dominica. Moisiuc, Gheorghe și Valeria. Mihailov, Procan și Maria. Mm-hmm.
Vicol, Ioan și Maria. Coman, Gheorghe și Elena. Cam asta este, nu? Dar mulțumesc mult pentru că ați fost alături de noi. În primul rând vreau să mulțumesc tuturor celor de pe scenă, pentru că, știți, era așa o cutumă în care premiam acest eveniment undeva la sfârșitul evenimentului, mai bifam ceva, hai domne, am trecut și peste asta. Nu. Am spus că începând din ediția de anul acesta, aceste premieri să se facă la început. Adică festivalul Arcanus să înceapă în semn de recunoștință față de dumneavoastră cu astfel de evenimente. Mai mult nu vreau să monopolizez, vreau să spun că toți cei care astăzi nu au reușit să ajungă vor intra în procesia premiului și cu Doamne ajută să înceapă Arcanul. Mulțumesc frumos tuturor!